Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Căutătoare de adevăr, născută pe 25 februarie, tu cauți gralul care conține toate secretele vieții. Minta este potențialul tău de bază și de multe ori manifeste o înțelepciune dincolo de epoca ta fizică. Imaginația vieții te duce către misterios, necunoscut și mistic. Înțelepciunea subtilă îți permite să citești în sufletele oamenilor și să simți subtil problemele, dar tu însă ești secretoasă și dispusă la reflexii solitare, deși dai impresia unei personalități impregnate vârtos în conștiința proprie, potențialul tău este dezvăluit, fără îndoială, numai atunci când te dedici pe deplin problemelor mai importante decât personalitatea ta, ești foarte încrezătoare în sine cu un sentiment deosebit de stimă de sine, dar este puțin probabil ca cineva să se gândească vreodată să te acuze de egoism. Cea mai mare parte a timpului tău o dedici în serviciul comunității și totuși nu în întotdeauna aspirațiile tale sunt dezinteresate. Tu crezi că plonjarea cu capul în afacere va crește doar influența asupra altora. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, talent, moliciune, poezie, compasiune, ajutor, inspirație, sacrificiu. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești senzualitatea sporită, iertarea. Această planetă este patronul principal al artiștilor. Planeta ta în exil este Mercur lui Mercur îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a sparge fenomenul în componente, precum și lipsa de critică. Intuiția ta puternică și povara ta către partea mistică, misterioasă și necunoscută a vieții, te împinge continuu într-o căutare nesfârșită a sensului vieții și o reflecție asupra misterelor vieții. Ești inteligentă și, adesea, chiar înțeleasă dincolo de pe, ai darul empatiei. Ești bine familiarizată cu psihologia, simți starea de spirit a altora, dar nu îți place să fii în centrul atenției, preferând să fii singură ca un introvert real. Ești adesea în conflict cu alții. Acest lucruri nu este surprinzător, deoarece critici în mod constant regulile sociale, privind lumea ca fiind în dezordine totală. În calitate de copil, Probabil că a discutat adesea și destul de deschis cu părinții tăi și cu alți oameni care erau autoritari pentru tine și reacționez foarte emoțional la cea mai mică nedreptate. Din moment ce nu poți trăi în armonie cu personalitatea ta până la vârsta înaintată, tinerețea și începutul vieții adulte sunt foarte turbulente. Odată cu trecerea peste hotarul de 30 de ani, începe brusc să-ți spărască inteligența, studiind, de exemplu, arta, filozofia, religia sau modelul ideal al omenirii. La un moment dat, astfel de hobby te pot capta complet, iar apoi le poți dedica tot timpul și efortul tău. Lucrând cu mare dăruire, tu nu permiți indulgențele ție sau altora. Astfel, dacă ești dintre cele norocoase, ești capabilă să însușești simțul scopului și idealurile înalte celor din jurul tău. Altfel, din nefericire, nu reușești întotdeauna să-i convingi pe ceilalți de sinceritatea ta. Succesul și fericirea ta sunt adesea direct proporționale cu capacitatea ta de a comunica, nu de a te certa și de a nu te certa cu adversarii. În cel mai rău caz, te vei simți mereu rău pentru tine însăți și vei fi supărată din cauza neînțelegerii din partea rudelor și a prietenilor. Oferirea este de obicei mai importantă pentru tine decât primirea. Dar tu ar trebui să simți că oamenii cărora le dai daruri uneori nu vor să le deloc. Prin urmare, alegerea unei poziții mai semnificative, bazată pe schimbul de experiență cu alții, este cea mai potrivită pentru tine, iar atunci în cele din urmă vei realiza relații bune cu societatea. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este blândă? hipersensibilă și impresionantă, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsată de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea, cum afectează data de 25 februarie soartata, din exterior arăți ca un om închis, necomunicativă, care are dificultăți de comunicare. Succesele pe care le atingeau în vedere performanța tuturor forțelor disponibile pentru tine. De obicei, nu ai complexe și nu cunoști îndoielile în calea lasă. Încrederea ta în sine nu cunoaște limite, dar nu poți fi numită egoistă. Îți poți dedica toată viața pentru a sluși comunitatea, dar motivele pentru acțiunile tale nu sunt lipsite de interes propriu. Ți se pare că luând toate lucrurile în mâinile tale, vei deveni de neînlocuit și îți vei consolida poziția în societate. Seta de putere nu ți este străină, iar influența asupra altor oameni nu este indiferentă față de tine. Ai o relație destul de complexă cu ceilalți, pentru că ai un obicei de a critica tot ceea ce este în domeniul tău de viziune și de a condamna ordinea în care se află lucrurile. Cea mai mică nedreptate îți provoacă o reacție violentă și nu întotdeauna justificată. Nu poți realiza armonie în sufletul tău? Duci o viață destul de dezordonată, destrămată, și numai după ce vei fi trecut jumătate din viața ta, intri brusc în studiul artei, ai un mare interes în filozofie, studiezi structura sistemului social sau te lovește religia, îți îmbogățești lumea interioară și dezvolți valori spirituale, astfel de activități te pot capta complet, forțându-te să-ți dedici tot timpul tău liber. Dar tu nu trebuie să pierzi legătura cu trecutul tău, prin prisma anilor tot ceea ce s-a întâmplat cu multă timp în urmă, ar putea părea oarecum diferit. Știi să faci o impresie bună, lucrând de neobosit, tu ceri de la tine și de la alții. Tu încerci să insufli zelul și munca gran sufletele altor oameni. Cu toate acestea, nu reușești întotdeauna, deoarece subordonații tăi pot avea propriile idei despre ideal. Trebuie să înveți să comunici cu ceilalți, să nu încerci să-i înveți și să nu te implici în argumentări. Bunăstarea ta interioară și starea sufletului tău depinde de acest lucru. În caz contrar, tu vei suferi de atitudinea negativă a celor dragi, iar sentimentul de nedreptate a acestei stări de lucruri va lăsa un rezidu în sufletul tău pentru tot restul vieții tale. Tu ești capabilă să-ți dedici timpul și energia altor oameni? dar nu ești în măsură să înțelegi că ajutorul tău nu este întotdeauna adecvat și de dorit. Trebuie să poți să asculți pe alții și să accept sprijinul cu recunoștință. Deoarece este întotdeauna mai plăcut să dai decât să primești, nu te împiedică să oferi altora ocazia de a da dragoste și compatibilitate. Ești un adevărat romantic și atribui iubirii cel mai important rol din viață. Ai nevoie de un partener care să-ți înțeleagă starea de spirit care să se schimbe și să se poată adapta la același val cu tine. În caz contrar, preferi viața singură. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții o căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești predispus a deveni orcaholică, preferând să servești societatea în beneficiul omenirii. Nu ești aproape niciodată egoistă. Însă nu-ți ușurează comunicarea cu oamenii, te poți realiza cu adevărat și îți poți dezvălui pe deplin talentele numai prin lucrul de dragul progresului sau printr-o viață mai bună, nu propria ta viață sau familia ta, ci cel puțin țara ta. Se întâmplă să fii condusă de o dorință care nu este complet dezinteresată de putere sau de manipularea secretă a celorlalți, un sentiment de autovaloare. Conflictele cu alte persoane sunt cauzate de faptul că ești nemulțumită de sistem, reguli, ți se pare că lumea este plină de haos și ar trebui renoită. Această trăsătură este vizibilă din copilărie, când intrai în discuții cu părinții tăi și erai foarte îngrijorată de orice manifestare a nedreptății. Faptul este că ți este extrem de greu să găsești armonie cu sinele tău, din acest motiv. Tinerețea ta poate fi presărată de o multitudine de evenimente și entuziasm. Odată cu debutul maturității, ca regulă, îți trezește interesul de a învăța, de a stăpâni istoria, filozofia, psihologia, istoria religiei și sociologia. Încerci să cunoști oamenii și omenirea în ansamblu, sănătate și boli, ești extrem de neconștientă de viață. Ai o anumită detașare în legătura cu propria ta sănătate. Toate formele de contact cu lumea subtilă, cu lumea viselor, sunt importante pentru tine, deci nu este surprinzător faptul că somnul pentru tine este fundamentul sănătății tale fizice și mentale. Somnul este foarte important pentru tine, dar durata somnului este și mai importantă. Prin urmare, dacă este posibil, nu trebuie să fii deranjată când dă dormi. Consecințele neplăcute ale repausului necorespunzător pot fi iritabilitatea, de multe ori stresul repetat și rezistența redusă la acesta. În ceea ce privește dieta disting două tipologii, așa că am două grupe, cele care uită adesea de alimente, și altele, din potrivă, care mănâncă în mod constant. Aici, diferența o face ascendentul tău. Prin urmare, este extrem de necesar să mănânce în funcție de regim și dietă. Nu uita de sport, gimnastică, dans și plimbări lungi. Destinul și norocul, responsabilă, sensibilă, conștiincioasă, înzestrată cu o mare intuiție de la naștere. Ai întotdeauna propria ta părere și nu te vei abate niciodată de la ea dacă simți că ai dreptate. Nu ești supusă influenței, deciziile ei singură, Ești capabilă să asculți opinia altcuiva, dar tu întotdeauna acționezi în conformitate cu principiile tale, trăgând propriile concluzii din evenimentele care au loc. În materie financiară, vor exista urcușuri și coborâșuri, trebuie să înveți cum să gestionezi în mod corespunzător banii pe care îi ai pentru a nu da faliment. Sfaturi pentru tine Nu cere respecte de la ceilalți, învață să fii mulțumită de propria ta aprobare. Învață că opinia opusă nu este întotdeauna greșită. Poți supraviețui depresiei, chinurilor și plângerilor legate de nedreptatea vieții, neînțelegerilor și singurătății. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu ți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dai în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fie onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile? cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi iar stelele doar ne vor ajuta. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.